Expo din România, realizat de Cursi Avangard, exclusiv pentru Antena 3. Doamnelor și domnilor, acesta este momentul. Iată exitul. Pe primul loc, în rezultatele oferite de Cursi Avangard, este Claus Iohannis cu 32%. Iurica Dăncilă pe locul al doilea cu 22,5%. Dan Barna pe locul 3 cu 16,4%. Mircea Diaconu pe locul al patrulea cu 7,9%. Teodor Paleologu, 6,1%. PSD-ului și acest lucru pentru România înseamnă un pas enorm în... Vă rugăm, vă ascultăm. Vă ascultăm, bine, pe bine. Bine? Bine. Vreau să mă întrebați și eu. Cum a fost ziua de astăzi? Ca fiecare zi de alegeri, una lungă și foarte, foarte grea, nu extrem de emoționantă pentru mine, că eram sigur că forța Partidului Social Democrat își va duce candidatul în turul 2, greu abia de acum începe. Cum comentați rezultatele exit poll-ului? Rezultatele exit poll-ului era ceea ce ne așteptam cu toții. Nu e un rezultat care să mă facă să jubilez sau să sar într-un picior, pentru că pentru prima dată candidatul PSD nu câștigă turul 1. Dar de fiecare dată când am câștigat turul 1, am pierdut turul 2. Să sperăm că de data asta, fiind pe locul 2 în turul 1, să terminăm pe locul 1 pe 24 noiembrie. Credeți că votul din diaspora ar putea să schimbe poziția candidatului PSD? Pe toate calculele aritmetice, votul din diaspora poate aduce în jur de 3% în condițiile în care Dan Barna ia peste 50% din voturile din diaspora. Deci de la 22, de la 6% să zicem că se fac 3, să zicem că se fac 2, 1 jumate. Lucrurile din punctul meu de vedere sunt închise în momentul de față vis-a-vis de numele celor doi finaliști. Pentru noi, greu de acum începe, vom avea 2 săptămâni de muncă în care ne vom bate pentru șansa noastră. De vedere scorul care s-a obținut pentru Viorica Dăncilă, adică PSD-ul a avut sau are în continuare emoții că intră sau nu în turul 2. Nu aveți dumneavoastră emoții. Noi nu avem. Credeți că a fost cel mai potrivit candidat? Nu, dumneavoastră aveți emoții. Că nu mai fac altfel de comentarii. Într-o democrație majoritatea decide. Majoritatea din PSD a decis ca doamna președinte Viorica Dăncilă să fie candidatul. Și noi, membrii de partid disciplinați, ne-am făcut datoria și, da, spre deosebire de alții care nu au creier, eu am votat cu inima. Care e un lucru foarte bucurător. Deci o prezență mare la vot, indiferent de alegeri, e un lucru foarte bun pentru democrație. Eu mă bucur foarte mult că prezența este foarte mare la vot și dacă nu avem niște calcule exacte în momentul de față câți dintre cetățenii din România sunt plecați în afara granițelor țării. Dar o prezență de peste 50% la vot, pe calcule minime, ne duce undeva peste 70% pe ceea ce avem ca cifre, 4-5 milioane de români care nu sunt în momentul de față în țară. De asemenea, este de salutat decizia Parlamentului României de a crea facilități pentru cei din diaspora, chiar dacă au existat foarte multe comentarii că este o discriminare pozitivă. Eu cred că acești concetățenii noștri care stau departe de casă meritau să aibă această șansă să voteze și mă bucur foarte mult că în urma măririi timpului de vot, măririi numărului secțiilor de votare, astăzi avem undeva aproape de 700.000 de voturi. Un lucru foarte important, pentru că lucrul ăsta arată că celor care sunt în afara granițelor țării le pasă, în